Wow, asta e chiar interesant. Mă întreb cine o să câștige de data asta. Bună tuturor! Oh, ce avem aici? Un concurs de frumusețe, ha? Wow. Asta e cu totul pe gustul meu. Nu prea cred. Nu ești o regină a frumuseții. Ești o regină a ratatelor. Scuze. Oh, nu spune că ai uitat cine sunt. Există doar o regină în școala noastră. Ah, ea e! Jessica, poți să am autograful tău? Ești cea mai frumoasă fată din lume! Ei bine, ne mai vedem! Ah, cineva, salvați-vă, regina! Domnișoara Bella, mă auziți? O sărăcuță fată! Să intri în comă la o vârstă atât de tânără! Ei bine, să sperăm că te vei trezi într-o zi! Salut! O petrecere, ha? Da, voi fi acolo! Ha? Unde sunt? Nu-mi spune că am adormit în clasă! Bună, prietene! Ha! E un... nu fi gălăgioasă! Sunt aici să-ți fac o ofertă! Eu primesc o picătură din sângele tău și tu primești coroana reginei! Sigur, sunt de acord! Știam că vei fi de acord! Bine, ne vedem curând! Iată-mă! Acum să îndeplinim acest contract! Nu-ți face griji, nu va dura deloc! Sunt în viață și mă simt atât de sănătoasă! Asta e minunat! Distrează-te acum, bombă sexy! Ieși afară și cucerește-ți coroana! Voi trăi viața la maximum acum! Domnișoara Bella, te simți deja mai bine? Aș putea chiar să te devorez! Să nu facem asta! Ajutor! Ar trebui să iau o pauză! Salut, Megan! Ești cu adevărat tu? Desigur că da! Arăți mult mai bine decât îmi amintesc! Au! Zâmbește, Jessica! Așteaptă! Voi mai face câteva poze! Ce avem aici? Wow! Bine, Jessica! Am terminat aici! Hei, eu sunt vedeta acestei ședințe foto! Avem o nouă regină acum! Hei, de ce nu are reflexie? Vedeți asta? Oh, Jessica, cum mai ești? Ha! Încă crezi că poți câștiga acest concurs, ha? Așteaptă! Ce faci? Coroana e a mea acum, Jessica! Nu știi cu cine te pui! Mai multe cocktailuri? Băutura asta devine plictisitoare! Sophie, ești amabilă să vii cu mine la ceva de băut? Sigur, Bella! Poftă bună! Mulțumesc, surioară! A fost delicios! Hei, arată destul de bine! Oh, Ewald, ești atât de amuzant! Sunt întotdeauna bucuros să fac regina să râdă! Chiar trebuie să plec! Oh, salut! Ești exact ce căutam! Asta a fost cea mai bună întâlnire! Să vedem cum ți se pare întâlnirea asta acum! Unde e Ewald? Cui pasă? Vino aici, frumoasă! Nici vorbă! Știu sigur că ai fost în spatele acestui plan, Bella! Nu suntem perfecți unul pentru celălalt, Ewald! Și unu, și doi, hai, repetă după mine! Asta nu e dans, e o catastrofă! Hai să vedem ce crezi despre asta, tu, vampirule! Trucurile tale nu vor funcționa aici, Jessica! Asta era cercul meu de sare! Ei bine, acum nu mai este al tău! Ce nedrept! Ha? De ce sunteți încă aici? Plecați, ieșiți! Acum eu sunt șefa majoretelor! Au! Lăsați-mă să ies de aici! Cineva, ajutor! Tu ai cerut-o! Da, te-am avertizat, nu-i așa? Bella! Te voi prinde cumva! Oh, ce vreme minunată pentru o plimbare! Oh, toți prietenii mei sunt aici! Mi-e teamă că picnicul este anulat! Spuneți salut micilor mei prieteni! Mă alătur într-un moment! Soare! Tu ești! Pleacă de pe mine! Cred că de data asta planul meu malefic a eșuat! Acest sac de gunoi este soluția perfectă pentru toate problemele mele! Ce zi minunată avem! Nici urmă de vampir în jur! De unde ai apărut tu? Nu contează! Ai venit chiar la timp! Sos de usturoi? Urăsc usturoiul! Dar și pe soare îl urăsc! Bella, tu ești? Tu vampir bleguț! Vei plăti pentru asta, Jessica! Bine ați venit în magazinul nostru, doamnă! Nu veți găsi haine mai bune nicăieri! Cu ce vă pot ajuta? Vreau o rochie pentru următorul concurs de frumusețe! Imediat, doamnă! Ce părere aveți de acestea? Pe aceste lucruri le numiți rochii? Atunci vă rog să așteptați o clipă! Ce ziceți de asta? Arată absolut perfect!
Mulțumesc! Ai fost de mare ajutor! Stați o clipă, domnișoară! Mai trebuie să plătiți! Ești sigur de asta? Nu mă sperii, prietene! Acum plătiți! Nu există altceva decât bani pe care îl dorești? Oh, transformă-mă într-un vampir și sunt în chip! Consideră-ți dorința îndeplinită? Alo? Este cineva aici? Încerc să fac cumpărături în acest loc, știi? Bună! Sunt consultantul de modă al acestui magazin! Oh, minunat! Aș dori să iau cea mai luxoasă roche pe care o aveți! Oh, cred că avem exact ce vă trebuie! Glumești? Nu îmbrac asta! E absolut oribilă! Wow! Crede-mă, această piesă este vârful modei! Da, ai dreptate! Îți stă foarte bine, domnișoară! Locul întâi este aproape al meu acum! Oh, da, sunt sigură că este! Ei bine, la revedere! La revedere și ție, regina aratatelor! Ah, ce zi sângeroasă a fost asta! Ei bine, vizetul și tuturor! Oh, nu, cineva a oprit lumina aceea! Așa e mai bine! Ei bine, să începem ziua! Mai întâi de toate, am nevoie de un loc mai bun de dormit! Oh, e atât de incomod! Sunt blocată! Cineva, ajutor! Bine, care e problema aici? Ei bine, vezi tu? Oh, nu mai spune nimic, draga mea! Te voi ajuta! Nu există nicio problemă pe care mătușa Dolores să nu o poată rezolva! Iată-ne! Wow! Ce fel de vraj a fost asta? Oh, aici nu este magie, draga mea! Doar știința avansată a vampirilor! Iată, încearcă și tu! Chiar aș încerca un pat adevărat! Wow, frumos! Și ce e asta? O băutură gratuită? Asta devine tot mai bine! Lucrul ăsta e uimitor! Nu se poate! Asta e pentru mine? Desigur! Hai să vezi dacă ți se potrivește! Confortabil, nu? Asta e funcția de masaj încorporată! Acest lucru e absolut incredibil! Ajutorul meu nu e ieftin, știi? Va fi suficient? Oh, cred că va fi! A fost cea mai bună afacere din viața mea! Iată-i, dragi telespectatori, momentul pe care îl așteptați cu toții! Să aflăm cine va fi regina frumuseții școlii noastre! Bella? Jessica? Acum ce avem aici? Oh, acum ești terminată, Bella! Și câștigătoarea este... Bella! Woohoo! Am reușit! Nu trebuia să mă provoci, Bella! Îți anulez contractul! Oh, nu! Ce se întâmplă? Oh, mi-au apărut din nou coșurile! Și ce se întâmplă cu colții mei? Și cu pantofii mei? Se pare că ai revenit la statutul de ratată! Oricum nu meriți coroana asta! Hei, dă-mă înapoi! E a mea! Oh, salut, Jack! Știi, am vrut să te întreb... Vrei să te căsătorești cu mine? Oh, bine! Da, voi accepta! Ei bine, Bella, ce zici? Oh, Jack, desigur că voi accepta! Mulțumesc! Astăzi mi-ai îndeplinit visurile! Se apropie momentul ceremoniei de nuntă. Nașul este deja aici. La fel și domnișoara de onoare. Și iată pe minunata prințesă însăși. Oh, dragostea mea! Îmi pare rău, dar trebuie să anulez această nuntă. Oh, nu! E un dezastru! Tina, oprește-te! Am fost la un pas să scăpăm asta de sub control. Wow! Ei bine, prieteno, cred că ar trebui să te privești în oglindă. Ah, de ce nu mi-a spus nimeni de asta? Oh, bine, cred că va trebui să ne ocupăm de îngrijirea pielii. Oh-oh, se pare că întâlnirea acestor păianjeni tocmai a fost anulată. Presupun că ar trebui să dau o mână de ajutor. A fi vampir sigur e minunat. Nu te deranjează, nu-i așa? M-am întors și uite ce am adus. Acest inel de nuntă este perfect pentru a scăpa de coșuri. Frumos! Știu, nu-i așa? Hei, nu, nu! Dă-l jos imediat! Trebuie să te controlezi! E atât de relaxant! Wow! Ce miros oribil! Oh, scuze, Jess! Cred că am uitat să mă spăl pe dinți! Ceva de genul! Ai noroc că am adus cu mine o periuță! Iată! Ai nevoie de ea! Se simte ciudat! Ah! Ce s-a întâmplat, Tina? Oh, pasta de dinți avea usturoi în ea! Ei bine, asta e cam stânjenitor! Doar nu te panica, bine? Respiră profund! Hei, chiar a funcționat destul de bine! Oh-oh,
Se pare că usturoiul i-a făcut colții să cadă. Ei bine, nu e nimic ce nu poate fi rezolvat cu o gumă. Și am rezolvat. Ca noi, aproape. Oh, nu prea cred. Ce să fac acum, ha? Ah, nu contează, mai făcut să fac asta. Ah, asta a durut. Hai să facem asta. Oh, da, așa e mai bine. Wow, atât de frumos! E timpul pentru petrecere! Muzica disco nu iese niciodată din stil! Bine, destule chestii antice momentan! Oh, Doamne, ce e asta? Ha? Ce vrei să spui? Nu te poți lăsa așa! Alo? Da, avem nevoie de asistență de urgență imediată! Vin într-un minut! Ei bine, iată-mă! Care e problema? Vă rog, doamnă vrăjitoare, aruncați o privire la asta! Asta e complicat! Știu, voi rezolva asta cu un leac magic! Amestecați-o și o pârlă! Ha, ha, ha! Și vraja este aproape completă! Aș vrea să plec acum! Stai pe loc, domnișoară! Adaug un băian germeninos! O aluniță și... gata! Nu-ți face griji, este profesionistă! Cred! Ce se întâmplă de fapt? Uite așa! Tu! Și doar aplic-o aici! Oprește-te! Mulțumesc mult! Oh, accepti bani cash? Na-a! Ar trebui să mă răsplătești făcându-mă vampir! Wow, sunt atât de nemuritoare acum! Mulțumesc mult! Îți mulțumesc din nou pentru ajutor! Ne mai vedem! Hei, ce-a fost asta? Aterizările sunt întotdeauna complicate! Bleh, atât de dezgustător! Ei bine, au revoir! Oh-oh, mă mănâncă capul! Hop-ciu! Bine, nu putem să lăsăm asta așa! Sunt de acord! Wow, respirația de vampir e ceva inedit! Asta e! Nu mai pot face asta! Să vedem ce avem aici! Eu nici nu vreau să știu cum a ajuns asta aici! De fapt e destul de bun! Bine, așteaptă aici! Ta-da! Acum îți voi aranja părul! Ai răbdare doar o clipă și... Oh-oh! Acum asta e jenant! Oh, trebuie să fac totul singură! Salut tuturor! Sunt un vampir! Pleacă de lângă noi, sugătoare de sânge! Mulțumesc! Ne mai vedem! Iată! Dar... Oh, nu-ți face griji, surioară! Ei bine, atunci să facem asta! Oh, părul tău arată pur și simplu uimitor! Oh, mă simt ca o adevărată prințesă acum! Ești sigură de asta? Chiar te-ai lăsat dusă de val! Ești norocoasă că sunt aici să te ajut! Vom rezolva într-o clipă părul ăsta urât! Sigur! Nu-ți face griji! Ești pe mâini bune! Cred că e un pic prea mult! Wow! Îmi place această senzație nouă! Wow! Uitați-vă la rochia asta! E mult mai frumoasă decât a mea! Oh, da! Da, ai dreptate! Doar stai o clipă! Lucrurile pe care le facem pentru prietenii noștri... Oh, aceasta e rochia visurilor mele! Wow, nu-mi vine să cred! Salută-ți noua cea mai bună prietenă, fâșie de ceară! Nu, mulțumesc! Am o idee mai bună! Desigur, să facem asta! Ești pregătită? Atunci hai să facem! Ei bine, cum arată? Niciodată nu a fost mai bine! Picioarele mele sunt atât de nete de acum! O, Dumnezeule! Tina, unghiile tale! Oh, ai nevoie de o manicură, chiar acum! Bine, nu-ți face griji, le voi pili! Ha? Nu înțeleg! Bine, cum ar fi dacă am face-o așa? Iată-ne! Mult mai bine! Să adăugăm și puțină artă neagră și sângeroasă pe unghii! Hei, dă-mi asta! Acest aspect șters îți vine foarte bine! Este o tendință de modă super fashion pentru vampiri! Bine, controlează-te! Am uitat că nu apar în oglindă! Au! Oh, norocul meu! Mi-a crăpat buza! Nu-i nimic! Avem o metodă sigură pentru a rezolva asta!
de un plastru hidratant pentru buze. Mulțumesc, prietene! Ești un salvator! Această substanță de culoare roșie sânge este absolut uimitoare! Sunt sigură că va rezista întreaga noapte! Aceste flori mi-aduc aminte atât de mult de eșecul meu! Oh, de ce să nu ne facem propriul far de ploape eco-friendly? Gata! E timpul să lucrez la machiajul meu! Un far de ploape întunecat și fumuriu cu siguranță va atrage atenția asupra ochilor noștri! Dar ce voi face cu buchetul de mireasă acum? Oh, asta s-ar putea să funcționeze! Vino aici, tu! Să scăpăm de tot ce este inutil! Și să adăugăm doar o picătură mică de sânge! Wow, atât de frumos! Acești trandafiri sunt atât de fermecători! Arăți incredibil! Dar nu cumva ai uitat ceva? Nu, am altă încălțăminte! Cred că va trebui să fac încă un sacrificiu pentru tine! Iată-le! Prețioasele mele! Consideră asta darul meu de nuntă pentru tine! Oh, Jess, ești cea mai bună! Nu uita de șosete! Tare! Oh, nu! Este o gaură! Sunt condamnată! Nu-ți face griji! Știu un truc pentru a rezolva asta! 1, 2 și gata! Uhuh! Bine, surioară, să pornim! Bine! Încercarea a doua toată lumea! Hei, dragul meu! Wow, ești atât de frumoasă! Dar așteptați puțin! Se pare că Jack are niște concurenți! Te căsătorești cu mine, te rog? Nu, cu mine! Cum îndrăzniți? Oh, o să plătiți pentru asta! Tina, te vei căsători cu mine? O voi face! Vă declar soț și soție! Dar cine va primi buchetul miresei? Ah, sunt atât de fericită! Așteaptă! Ce e asta? Fica adoptivă? Această casă ultra-bogată este pe cale să aibă un nou membru. Este atât de palpitant! Bună! Se spune că noua mea mamă locuiește aici? Sunt Mia! Nu se poate! Fata asta este atât de ieftină! Oh, și mirosul! Bună, Mia! Ce se întâmplă, Adam? O mamă adevărată nu se teme de munca grea! Această fată are nevoie de multă dragoste și grijă! Oh, vom avea parte de vremuri grele! Este bine, mama? Desigur că da! Adam este doar un pic emoționat! Hai să-l punem pe picioare! Bună dimineața! Domnișoară Jessica, sunt aici! Da! Oh, lasă-mă pe mine, mamă! Am văzut acest truc pe internet! Te voi salva, Adam! Jur că o voi face! Nu e nevoie, domnișoară Mia! Sunt bine, perfect bine! Tu, în schimb, ar trebui să speriezi dinții! Acum! Nu! De ce nu transformăm asta într-o mică petrecere de periat dinți? A fost o idee grozavă, Adam! Meriți o mărire pentru asta! Și acum, să scăpăm de tot, Mia! Zâmbetul ei e perfect alb perlat! Simte-te ca acasă, Mia! Sunt atât de fericită! Așteaptă un moment, scumpo! Să amânăm îmbrățișările pentru mai târziu, ok? Ce e asta, Mia? E izolație! Pentru frig! Tare, nu? Nu, nu este! Mai întâi, să luăm repede totul de pe tine! Așa e! Acum, să vedem! Draga mea, trebuie să scăpăm de asta! Cred că știu cum! Hei, am nevoie de ajutorul tău, te rog! Grăbește-te! Adam, am o treabă pentru tine! Uite asta! Nicio șansă să fac asta, domnișoară Jessica! Ce zici acum? Voi face tot posibilul! Hai să începem! Bine, Mia! Ești pregătită? Chiar trebuie să facem asta? Trebuie! Stai liniștită! Aș dori o cafea, te rog! Mulțumesc! De unde a apărut asta? Poți să fii atent? Încerc, domnișoară Jessica! Am terminat aproape! Bine, gata, domnișoară Jessica! Adam, am cerut tot un soare, nu o coafiură! Aceste flori sunt atât de fără de gust! Tu nu știi nimic despre grădinării! Ce contează? Va trebui să facem asta singure! E bine că această mamă bogată știe un truc perfect pentru asta! Un epilator cu laser va veni într-adevăr în ajutor aici! Bine, Mia! Poți să spui adio părului neplăcut!
Wow! Mulțumesc, mamă! Orice pentru tine, draga mea! Sunt în sfârșit frumoasă acum! Sau, bine, aproape frumoasă! Te voi termina eu! Mia, așteaptă! Faci o greșeală teribilă! Trebuie să scap de acel coș, mamă! Mia, asta e groaznic! Există o modalitate mai bună! Uită-te la acești plasturi speciali! Ești sigură că vor funcționa? Desigur că sunt, draga mea! Acum nu-ți mai face griji! Ai încredere în mama pentru asta! Ești bine, draga mea? Nu prea! Mă poți desface deja? Ei bine, cum te vezi acum? Wow! Pielea mea este atât de netedă acum! Devii o adevărată regină a frumuseții, draga mea! Mă mănâncă atât de tare! Atenție, toată lumea! O să ningă în jurul nostru! E bine că vom peria toate cojile acelea! Hai! Fii tare, Mia! Frumusețea înseamnă sacrificii! Nu putem să te lăsăm să continui așa, Mia! Strângeți-vă, toți! Avem o urgență aici, doamnelor și domnilor! La treabă! Periați-i părul acum! Asta o să fie destul de dificil și destul de periculos. Trebuie să facem față legilor fizicii înșiși. Electricitatea statică, exact de ce aveam nevoie acum. Mia, ești chiar tu? Ce groaznic! Hei, mamă, uită-te la ce pot face! Ai nevoie de telefonul tău încărcat? Acum am niște adevărate superputeri! Cred că nu avem altă opțiune decât să ne bazăm pe aurul nostru bătrân și bun. Este cel mai bun tratament pentru părul sălbatic. Mia, ești o comoră adevărată, știi asta? Dar părului tău ar putea fi de folos puțină strălucire. Hai să avem grijă de asta. O să-ți placă, promit. Acum arăți ca o avere. Tăceți toți! Lucrează un artist. Am comandat un portret de familie. Poftim, domnișoară Jessica! Este perfect realist! Ce e în regulă cu fața fiicei mele? Asta nu seamănă cu ea deloc! Sau oare da? Nu contează! Kate, pictura ta merită să fie aruncată! Știi ce, domnișoară Jessica? Iată un mic cadou pentru tine! Ai auzit de epilare? Bine, Kate, tu te întorci la școala de arte! Și tu, Mia, pregătește-te! Avem treabă de făcut! Aparatul acesta lucrează repede! Bine, draga mea, hai să începem! Nu o să doară deloc! Mai întâi, să avem grijă de sprâncenele tale! 1, 2, hai! Mamă! Am nevoie de sprâncene ca să trăiesc! Nu e nimic, doar am exagerat un pic! Hai să punem sprâncenele înapoi la locul lor! Cum îți plac acestea? Sau poate acestea? Cât sunt de drăgălașe! Mamă, pot să fac asta singură! Bine, draga mea! O alegere grozavă! Și iată-le pe noile tale sprâncene! Le iubesc! Ești atât de drăguță! Așteaptă un moment, mamă! Trebuie să am grijă de ceva! O să am grijă de tine, comoara mea! Da, o să am! Ce faci, Mia? Oprește-te imediat! O fată bogată ca tine nu ar trebui să aibă mustață! Salută-ți noul tău prieten! Penseta! Nu scap! Nici nu te gândi! Bine, dacă zici tu, draga mea! Uite acolo o valiză cu bani! Unde? Doar un pic de lipici aici și... Unde e geanta mamă? Cred că doar mi s-a părut! Doare atât de tare! Cum ai putut să faci asta, mamă? Nu-ți voi ierta asta niciodată, mamă! Știu, draga mea! Uită-te la tine acum! Atât de frumoasă! Arăt grozavă aici, nu-i așa, Mia? Da! Poți să am și eu o fotografie ca asta, mamă? Desigur, draga mea! Hai să-ți oferim o ședință foto ultra-luxoasă! Spune brânză! Mamă! Am nevoie de o îmbunătățire reală! Nu-ți face griji, Mia! Știu ce să fac! Avem nevoie doar de o pompă de aer! Ei bine, cum arăți acum? Acum arăt ca un adevărat model! Implanturile mele! Mamă! Am nevoie de o refacere acum!
Da, da, draga mea, desigur, într-o clipă. Intră aici, grăbește-te. Ce e asta? Pare misterios. Acesta este noul tău sutien push-up, Mia. Vrei să-l încerci? Cu siguranță! Mulțumim bunăstării mamei noastre și a sutienului ei push-up. Acum ședințele noastre foto vor fi perfecte. Ai atâtea ținute, mama. Mi-aș dori să am și eu câteva rochii ca alea. Poți să le încerc pe acestea? Ei bine, cum arăt? Ca o prințesă, nu? Oh, Mia, asta pur și simplu nu ți se potrivește. Grăbește-te și schimbă-te. Oh, tu nu știi nimic despre moda adevărată. Ce zici de acest look? Arătând ca o adevărată doamnă de afaceri, nu-i așa? Ah, Mia, ești pur și simplu încăpățânată, nu-i așa? Ia, prinde! Mulțumesc, mama! O să reușesc de data asta! De acum încolo sunt o fată stilată, modernă, de petrecere! O regină a ringului de dans! Acum asta e stil! Ești uimitoare, Mia! Exact ca mama ta când avea vârsta ta! Eu, Mia! Ți-ai văzut picioarele? Oh, da! Ce e neregulă cu ele? Nu e timp de glume, Mia! Asta e serios! Trebuie să-ți facem o pedicură! Hai, fă-te comodă! Ești pregătită pentru o aventură cosmetică interesantă? Mama ta o să aibă grijă de acest dezastru? Nu! Ce nu e în regulă cu picioarele tale? Am nevoie de ajutor aici! Repede! Adam, fă ceva! Nu arată deloc bine, îți spun! Bine, doamnă Jessica! Ai noroc că sunt aici să ajut! Ai grijă! E fica mea pe care o lucrezi! Ajută-mă, mama! Nu mă simt bine! Mia, trezește-te, draga mea! Am terminat! Felicitări pentru prima ta pedicură de lux! Ești uimitoare la asta, mamă! Vom învăța să facem lucrurile și mai bine împreună! Ha? Auzi asta? Trebuie să văd asta! Nu se poate! Mia, vină repede aici! O să adore asta! Wow! Au venit să mă vadă pe mine, mamă! Nu pot să cred asta! Trebuie să mă duc să-mi salut fanii! Hei, toată lumea! Wow, chiar sunteți mulți! Mia, spune-ne povestea ta de viață! Totul se datorează mamei mele! Este cea mai bună mamă din lume, crede-mă pe cuvânt! Bine, prietene, nici măcar nu te gândi să fugi! Te deranjează? N-ar fi trebuit să faci asta! Ce-a fost asta? Da! O să regrezi asta, Tina! Este încă o infracțiune pe care o observ? Uită-te la toate lucrurile astea! Am lovit jackpot-ul! Rimelul gene uimitoare! Ups! Ești arestată! O poză? Nu! Acesta este un unghi teribil! Aici nu există cățeluși drăguți! Nici gustări delicioase! Și, desigur, nici machiaj modern! Nu trebuie să-ți faci griji pentru aspectul tău aici, Jess! Frumusețea provoacă doar probleme? Nu e nevoie să strigi, ofițere! Acest loc este dezgustător! Ei bine, cel puțin avem ceva de citit! Hei, ai grijă! Ești fata de pe copertă! Aici scrie că ești o infractoare! Așa sunt paparații! Oricum, urmează-mă! Ei bine, hai să vedem! Arăți destul de rău! Mulțumesc! Am muncit din greu pentru asta! Ai noroc că am un plan să remediez asta! Serios? Da! Am făcut asta de sute de ori! Tot ce avem nevoie este o cutie de înfrumusețare! Impresionant! Știi ce este asta? Arată puțin ca un telefon. Așteaptă, Tina! Acesta este un dispozitiv care se va ocupa de coșurile tale. Ești pregătită? Nu o să te doară deloc. A dispărut complet. Bine, hai să încerc. Coșurile acestea nu au nicio șansă. Hei, ușor cu ea, Tina. Dă-mi asta. E dezastru. Ai distrus totul. La naiba. Și mi-a rămas doar un coș. Am o idee. O să avem nevoie de o pereche de cătușe, totuși. Bobo, ai grijă! Bine, prietene, ești pedepsit. Mă întorc într-o clipă. Bine, Tina, ești pregătită? Du-te și distrage câinele, cu siguranță. Bobo, uite! Am o gustare! Ha-ha,
Te-am prins, prietene! Nu-ți face griji! Doar o să prindem repede aceste cătușe! Și acum, Jessica? Ei bine, o să-ți arăt surioară! Ești sigură că o să funcționeze? Normal! Este un plan dovedit sigur! A funcționat, Jessica! Uite ce am prins, Tina! Chiar ne-ar trebui o oglindă în această celulă! Oh, sunt de acord cu tine, surioară! Oh, Tina, pe bune? Asta nu se poate! Nu sunt permise pe tura mea! Noroc că avem vest de ceară, nu-i așa? No. Mulțumesc, Jessica! Dar chiar nu e nevoie! What? Ce se întâmplă aici? Nino, Nino! Te prind mai devreme sau mai târziu, Tina! Fugi, fată, fugi! Ea este un monstru adevărat! Nu o să te lasă pleci, Tina! Nu o să te doară deloc, promit! Nu mai pot rezista, Jessica! Acum să tragem! Vezi, Tina? Ți-am spus că va funcționa! Ah, unde a dispărut sprinceana mea? Ai un vizitator, fato? Bună, Tina! Astăzi voi fi manicurista ta! Hai să începem! Nu avem mult timp! Ei bine, cum arăt acum? Oh, n-a ajutat! Și timpul tău a expirat! Hei, și plata mea? Suntem în mare pericol, Jessica! Nu poate fi chiar atât de rău, surioară! Da, da, înțeleg! E totul în regulă, Jessica? Oh, tu erai! Încă avem de lucru, Tina! Acum nu e momentul să te relaxezi, Jessica! Uite, o să te ajut aici, surioară! Hai să facem asta! Oh, doar... Fii atentă! Cred că roșul ți se potrivește de minune! Și gata! Dar nu uita de plata mea! Tare! Jessica, o să împrumut câțiva dolari? Sigur, surioară! Acum, ce naiba se întâmplă aici? Iată banii tăi! Oh, nu! Nu pot să cred că de periculos este uneori meseria mea! Bine, deținutelor! Asta întrece orice limită! Atenție, voi, infractorilor! Nimic nu-mi scapă! Uhuu! Ținte lovită, ofițere! Oh, ce e asta? Atât de dezgustător! Așa nu se poate, Tina! De unde vine mirosul ăsta? Bine, surioară, te voi ajuta! Avem nevoie doar de o țintă! Hei, ofițere, pariez că nu poți ochi asta! Oh, da? Vă arăt eu vouă! Uitați-vă la mine! Mâinile sus! Mulțumesc, ofițere! Deci, Jessica, ce părere ai? Wow, este aproape prea strălucitor! Bine, fetelor, este timpul să facem o farsă cuiva special! Bine, Hardy! Deci voi sunteți cele care fac răutăți aici? Și terminați cu tot zâmbetul ăsta! Sus mâinile! Aici, poliția! Nu aveți nicio șansă împotriva sabiei mele laser! Da, da, am plecat! O să-ți placă noua mea coafură surioară! Asta este o capodoperă absolută! Ups! Tina, ce este asta? Îmi stilizez părul de pe picioare! Tina, trebuie să te razi, chiar acum, fără dar și poate! Aha. Hai să pregătim spuma și să începem! Oh, uite-te la tot părul ăsta, dezgustător! Fiu, chiar am făcut-o! Acum hai să facem și celălalt picior! Ce am făcut să merit asta? Da, pentru asta avem nevoie de ceva mai puternic! Acum, uită-te și învață, surioară! Tare, l-am prins! Acest lucru este soluția la toate problemele noastre! Ei bine, Tina, ce zici? Hei, cine ești tu? Îmi place cum a ieșit Jessica! Sabia laser este acum a ta! Ce oaspete neașteptat, hă? Oh-oh, e așa frig aici! Oh, nu e chiar așa grav, surioară! Este doar puțină zăpadă! Tina! Hei, Jess, vino și tu! Nu-i distractiv să facem îngeri de zăpadă? Așa nu se poate! Tina, trebuie să spălăm părul! Bine, avem nevoie doar de șampon și de această cască specială! 3, 2, 1 și... Wow! Acum arăt și eu ca fetele de pe copertele revistelor! Un singur lucru! Am să împrumut asta pentru moment, bine? Sunt gata să continuăm, Tina! Nu-ți face griji, Tina! Este doar o placă de păr! Este foarte ușor de folosit! Doar tragi părul prin ea, aștepți un pic și... Ta-da!
ușor și elegant. Acum hai să punem lucrurile înapoi de unde l-am luat. Hei, ofițere, să facem schimbul. Cât mai trebuie să stau aici? De ce să nu organizăm o sesiune de machiaj doar pentru distracție? Uf! Alo? Da, avem nevoie de servicii de machiaj de urgență aici. Ați sunat persoana potrivită? Sunt în drum spre voi în timp ce vorbim. A cerut cineva o livrare expresă de frumusețe? Bine, fetelor, să trecem la treabă. Tot ce trebuie să facem este să reparăm asta. Și hai să-ți pudrez nasul aici. Ha? Ce? Ups! Cred că ne-a prins. Ups! Ei bine, e timpul pentru mine să plec. Ei bine, ne vedem mai târziu, fetelor. Aha, asta este o încercare de evadare. Acum, Jessica, de ce nu lucrăm la ținutele noastre? Nu, asta nu va merge. Asta e mai bine. Deloc, Tina. Nu! Am o idee mai bună. Cutia de frumusețe ne va ajuta aici. Unde te duci, Jessica? Urmează-mă, Tina. Bine ai venit, surioară! Simte-te ca acasă! Iată toate rochiile mele cele mai bune! Să începem cu asta! Haide! Nu, asta este prea simplă! Avem nevoie de ceva mai strălucitor! Uită-te la mine, Tina! Atât de elegantă! Nici asta nu va merge! Trebuie să fie și mai strălucitor! Ei bine, cum arăt? Ca un milion de dolari! Ce e asta? Ai grijă, surioară! Aici erați deținutelor. Ce se întâmplă cu rochia? Tu arăți minunat, ofițere. Exact asta ziceam și eu. Și asta o voi lua eu. Fără discuții. Prețioasa mea, suntem în sfârșit împreună. Hei, Tina, uită-te la ce am primit. Alo? Nu sunt permise apeluri. Este exclusiv pentru noul nostru videoclip. Hei, ce e cu muzica asta? Nu e uimitor dansul nostru, Tina? Cu siguranță este! Hei, și eu vreau să particip! Aveți un loc liber în trupa voastră? Bineînțeles, ofițere! Hai, Tina! Așteptați! Unde sunt celelalte două? Ești arestată, ofițere Kate! Hei, asta nu e corect! Nu mă lăsați singură!